Bine, doamnelor și domnilor consilieri, prin foaie de prezență semnată de dumneavoastră, a constat prezența unui număr de 15, urmând să vină și doamnele în funcție. Consiliul local este întrunit în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materialele de ședință și procesul verbal de la ședința anterioară. Sunt discuții. Având în vedere că nu sunt obiecții, supunem la vot procesul verbal al ședinței din 28 decembrie 2017. Votul pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cine este domnul care participă la ședință? Nu. În contribuat. Ședința e publică. Uitați, m-au venit și doamnele consilieri Sandu și... Deci prezența la 17 de doamna președinței Drăgeanu Nicoleta, vă rog să prăbați conducerea ședinței. Vă mulțumesc. Bună ziua, ministrurile ședinței de astăzi. S-a pus dintotdeauna la nivelul comunii. Întrebarea mea este câți membri vor avea această comisie de audit? Ce comuni
fac parte din acest audit, văd că se face pe grupe de comun, am înțeles. Deci vrem niște detalieri, niște lucruri care să ne pună exact în atenție ceea ce se va face. Suntem membri în Asociația Comună. Așa. Filiala Bacău. Cei din județ care sunt membri și la Asociația Comunelor s-au înscris în vederea urmând pe parcurs să-mi dea și nouă mai multe informații. Probabil că au mai fază înscriere. Nu mai înscriere. Da. Auditul va avea minim 3 oameni, în funcție de câte comuni se va scrie, vor avea un... Am înțeles, nu mai mult de 3 pe 3 decât materialul, dar am văzut acolo... Dar în funcție de cât se înscrie. Tocmai, că am văzut că în tabelul respectiv este dat un cadru, acolo numai 10 comuni, un număr de 10 de înscrieri. Numai astea sau vor fi mai multe? Toate comunele care fac parte din Asociația Comunelor sunt 10 Bacău. Doar 10 s-au înscris. Da. Dar asta înscriu, în funcție de hotărâri care le primesc pe parcurs. După dată este doar un accept. Și apoi mergem să vedem dacă suntem, că se va vota în totalitate, după pe toate comunele care nu este să ne zic contract. Dar în concret, ce constă audit? Audit. Mai sunt discuții. Ce face? Ce face un audit? Toată activitatea primăriei, tot. Verifică toată un fel de curte de conturi interioare. O echipă de uneva veni și verifică activitatea la primărie. O echipă formată din comunele astea care sunt scrise acolo. Noi mergem la o... Corect. Nu. Nu e așa. Dacă avem și noi reprezentanți, mergem și noi, niciun fel de probleme. Dar noi numai control. Auditul ce constă? Un control asupra activității, întregii activități la comuni. Faptul că până acum trebuia să avem responsabil la nivelul comunii. Întrucât cheltuielile sunt mari și nu s-a putut, cred, ajunge la acest rezultat, s-a hotărât, după câte văd, ca toate lucrurile acestea să se întâmple la nivelul întregului județ sau a unui număr de comune, în felul acesta să se împartă cumva cheltuielile, pentru că ați văzut că noi participăm aici cu niște bani. Noi întreținem tot. Păi, asta nu mai știu. Adică plătim o firmă care vine și face un audit la fiecare comun. Sancționează. Adică nu spuneți... Da, într-un fel. Ca să nu știi cât mai fi asta. Deci nu știi câți membri. Deci este un fel. Primul studiu de impact. Primul fel. Deci toate... Dumneavoastră veți contribui cu suma de... Nu, toate cheltuielile sunt suportate de comunile care participă la acest audit. Deci toate comunele care se înscriu pentru acceptarea acestui audit, da, trebuie să suporte toate cheltuielile, de cazare, de întreținere. Și care e suma pe care o cheltuim? Asta întrebați acolo. Va trebui să va stabili ulterior după ce ajutați de omului. După ce am semnat. Noi acum votăm, aprobăm și după aia utilitatea de suma. Aia trebuie să votăm suma. Păi da, de ce trebuie? Și atunci să înțeleg că... Să o aprobăm, nu? Păi de ce să fie? Păi curtea de conturi că vine, ce mai auditează? Ce rol are? Asta verifică ce? Păi asta verifică înainte de a veni curtea de conturi ca să te găsească minimă, să nu greșești. Asta înseamnă audit. Asta înseamnă audit. Se pune pe vreo așa. Se pune pe drumul la bun. Faptul că sunt multe, proiecte, sunt multe lucruri care se derulează în cadrul unei comune, se pot întâmpla și lucruri care sunt neplăcute. Și atunci, pentru evitarea acestor lucruri neplăcute, este un control intern la nivelul fiecărei comuni. Și ei își dau seama de s-a făcut greșeală sau nu și te atenționează să repar greșeala respectivă, să revii asupra ei. Asta. Mă rog, și pentru lucrurile astea. Asta este. Asta este. Nu știu, dar suntem la vot proiectul numărul 2, cine este pentru? E binevenitul. Împotrivă? Se abține cineva? Așadar, în unanimitate de voturi, proiectul numărul 2 a fost aprobat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cotizații anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2018. Avizul comisiilor, Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, favorabil. Discuții? Cât mai plătim noi? Cât mai plătim cotizația asta? Până ce avem noi contract cu Adibus să plătim cotizația asta? Până când nu mai plătești, nu mai vrei să... Ce anume, anume, concret, ce face Adibus asta pentru noi și ce facem noi pentru ei? Noi le dăm niște bani. Precum suntem înscriși în asta. Iar ei ce fac pentru noi? În afară când ne trimit chitanți. Deci, noi am depus acum proiectul de apă și canalizare pentru satul Conștiu. Da. Fără avizul Adibului, noi fiind în asociația... Nu poți. Nu poți accesa. Chiar dacă se bate... Este un criteriu, nu că nu poți accesa. Exact. Este un criteriu și unul din câte trei, care se punctează. Dar nu că nu poți accesa. Pentru 100 de lei care este cotizația... Spune cât e. Pentru 100 de lei care este cotizația anuală, nu văd să nu câștigăm un punctaj pentru proiectul de... Da, anul ăsta e 100 de lei, au fost mai mult. Și anul trecut tot 100 de lei. Tot. Când va crește, ne vom exprima vocea la un fiecare anul la fel. Nu, deocamdată nu s-a schimbat. Până la vot, proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Așadar, în unanimitate de voturi, proiectul numărul 3 a fost aprobat. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Sascut numărul 53 din 15 noiembrie 2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Vă rog, domnul Costea. Aici e vorba de culoare, nu? Da. Ia. Nu, mă, ia. Abuzat. Abuzat. Ia ce l-a strâmbat. La abuzată, mați. Dincolo. La canalizare nu poți. La canalizare e necesar. Altcineva? Punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări ce vor fi executate de beneficiari de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2018. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Aici. Poftiți, am văzut acolo, este cu 60 de persoane. Și mă pare acum undeva 74 de dosare privind acordarea ajutorului social. După aia, mai jos, ziceți, în anul 2018 avem un număr de 80 de persoane posibile acte posibil de muncă. Posibil. Au înscris. Da, da, dacă dosare. Am 74 de dosare, nu trebuie să am tot 74 de persoane. S-au mai înscris și alții. Păi nu trebuia să fie atunci 85 de persoane pe care le plătim ajutorul. Nu s-a aprobat. Nu s-a aprobat. Plătesc la 60, dacă te uiți atent acolo, 60. Problema e că astea sunt 70, 60, 80. Sunt persoane care pot presta, nu? Faci un plan pentru munca lor. Și atunci să înțeleg că primăria e un fel de angajatori care angajează să tai... Yes. Da, da. Deci, adică cei care înțeleg ajutorul ăsta să dai la ceva, că nu poți să muncească. Care... Nu. Nu, no, e altceva. Vorba de venit. Dar trebuie spus la treabă. Și este compartimentul. Adică ei iau... Au venit un mic. Da, au retează. Ăsta e venit complementar. Și atunci primăria n-ar fi bine să-și facă o societate ceva în care ăștia să muncească ca să aducă... Ce știu ăștia? Să muncească pentru banii la guvern. Să ia ceva. E altul greu. Bani la guvern. Supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul numărul 5 a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul
Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil cu discuție. Vă rog discuție. Comisia numărul 1. Deci, de la începutul acestui mandat consilierilor în funcție și în mandatul trecut, această problemă cu gunoiul a fost și va rămâne una spinoasă pentru cetățeanul de rând. Contractul este derulat pe o perioadă mare, făcut de înainte cu mult și pe o perioadă întinsă iar cu mulți ani. Sunt puține lucruri la care putem umbla, dar căutând se pot găsi hibe. Eu am intrat în niște legi și am găsit, și o să dau și numerele la procesul, la ordinele în care le-am găsit, prin care un cetățean al oricărei comune trebuie să îi se ridice gunoiul o dată la 2 sau 3 zile, în funcție de perioadă. Deci la 1 aprilie, la 1 octombrie, o dată la 3 zile. De la 1 octombrie la 1 aprilie, o dată la 2 zile. La fel, noi trebuie să obligăm, deci noi trebuie să umblăm la această entitate adisul, să-i facem o cheltuială mai mare decât trebuie, să o facem să renunțe sau să o facem, să o obligăm să renegocieze cu noi acest contract. Și nu putem umbla decât pe cale legală. Aceste articole pe care le-am găsit și care v-am spus, este vorba de Ordinul 19 pe 2014 la articolul 38 și la articolul 39, la fel, aceeași chestie, la articolul 45, spune că noi trebuie să obligăm această mașină în momentul când intră pe teritoriul, cum ni s-a spus, să aibă dezinfecția făcută. Deci nu chiar așa liber vii, ai doar dreptul să încasezi, ai doar dreptul să faci tot ce vrei. Niciodată, până ai dreptul să nu iei lola din căturul cu tare, ai dreptul să treci peste zilele fără sancțiuni, ei au dreptul, toate drepturile. Dar aceste îndatoriri care le dă ordinul, pe care vi l-am citit mai înainte, 119-2014, el trebuie să ștele cauciucul, tu trebuie să-l verifici, el trebuie să nu aducă gunoi. Nu vă mai zic că sunt cazuri când vin și cu maidanezi în tomberanele lor. Deci noi trebuie să ne implicăm, să le controlăm aceste mașini, să-i obligăm să vină de 2 ori pe săptămână la noi și să vedem ce putem să facem, să reducem numărul cetățenilor care nu mai sunt în evidenție, care au decedat, casele care nu mai produc curent, elevii care plătesc și acasă și la școală. Deci trebuie să ne ducem, să diminuăm această cifră și să-i obligăm să renegociem contractul. Pentru că contractul, ce vorbim prost, a fost făcut de la început. Nu putem face mare lucru, dar prin aceste chichiții le putem diminua. Și o să vorbesc cu cine se va duce la adunarea generală, o să-i dau această cedură, să le pună pe, și noi prin procesul verbal, să le punem pe hârtie, să vedem cum putem face, pentru că este enorm de mult și nu-i corect. Și ei nu-și fac treaba cum trebuie. Pentru că de-aia s-a ajuns la 4 lei și ceva. Pentru că ei trebuie să vină la 2 zile, nu vin decât o dată pe săptămână și atunci când vin, nu vin. Pentru că ei trebuie să-și facă... S-a scut pentru 200. Să-și facă toaleta la mașină, pentru că trebuie să asigure, nu să mă deranjeze. Sunt spuse și în articol, nu au voie să deranjeze localul, să nu se lese tomberonul la dracu, să oprească din 4 în 4 locuri. Deci sunt multe chestii pe care noi putem să-i constrângem. Constrângându-i, văd că îi interesează și automat o să-și facă temele mai bine și o să renegocieze. Alte discuții, comisia numărul 2, vă rog. Cine are la comisia numărul 2 discuții? Noi? Vreau să, în alte comune, se ridică gunoiul la tonaj. La noi, la număr de locuitori. Suntem o comună cu locuitori mai mulți, îi convine. Se ia plata la număr de locuitori. Da, se ia plata. Da, la plata la număr de locuitori. Păi nu-i corect. Păi nu-i corect, dar n-am putea să... Cum ca alte comune. Deci la noi se ia plata la număr de locuitori. Noi să le livrăm gunoiul la tonaj și selectat. Nu există. Nu, a șasea la tonaj se ia, dar la șasea jolea.
Acum, doamna, se transformă, dar numărul locuitor se transformă pe către SIAPI, care jumătate de tomberon are 100 de litri de gunoi. Se ia la picar, n-are ce, deci asta se transformă. Și dacă îl selectăm, iar... Vreau să revin asupra alte discuții. La început. Selectăm mai nevoie. Chiar la început. Da, și a selectat. În campanie electorală, programul Partidului Social Democrat, prima problemă era referendum, prima zi, cum ați așezat pe scaun, gunoi. Și anularea. Și anularea taxei pe, sau budare. Pe gunoi. Aveți câteva zile de mai mult pe scaun, văd că nu aveți 9 zi, aveți de mult. Dar scăpuna jumate, acum ați venit cu mărirea taxei, cu taxă nouă. Ce mai crește? Creșterea taxei. Ați venit cu creșterea taxelor și impozitelor. Tot în același, tot în aceea zi a zis că următoarea, cei care au peste până 6 milioane, nu se plătească taxele și gunoiul. Nu, că n-am luat-o, n-am ieșit. Că tot asta a spus și atunci cu gunoiul. Că cei care au până 6 milioane pensii, nu o să le mai... Dar nu faceți campanie, nu asta a spus asta în campanie, domnul Vici. Dumneavoastră a spus asta în campanie. Pe proiect vorbesc. Dumneavoastră a spus că veți face referendum și veți anula. Nu ați spus asta. Domnul consilier, pe noi ne preocupă chestia asta. Da, am văzut. Dar nu ați văzut că vă preocupă că ați mărit. Că nu se poate. Atât am putut face. O să încercăm să facem. Dar asta nu înseamnă că dacă am spus că vom face, da? le poți să le faci. Am să faceți? Nu că nu trebuie. Dar spus trebuie, dar nu trebuie să găsești acele modalități, acele pârghii legale, acele pârghii legale, care pot fi induse la lucrurile. Eu aș întreba cine a făcut contractul. Nu, eu am făcut contractul. Contractul e făcut din nimic. Nu, întrebați-l ce este în 2009. Domnul Bostan. Nu, dar hai să le repartați. Aici, domnule. Păi uite, domnul, ce spune aici, da? Deci, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din asociație normal că te taxează. Că au făcut investiții pe baza ce-i zis. Corect, dar mă retrag și-l puțin. Și unde le punem cu noi? Unde îl punem? Domnii de la primărie trebuie să vină și cu alternative. Domnule, în cazul că aici este destul de costisitor și mai e o tehnică la primărie la noi, te duci și plătești impozitul și îți ia imediat gunoiul de tot an. Dar poate nu ori în iulie. Știi ce-ți mai plătesc gunoiul? Dar poate eu plec în străinătate pe 3 luni, de ce-ți plătesc gunoiul? Nu, toată lumea așa. Asta e legea la primărie. Plătim gunoiul și după aia mai dai impozitul. De ce? Dar pe lună. Eu vreau să dau pe 31 decembrie. Poate să nu există la... Deci penalitatea asta nu se apare la impozit. Ne opriți penalitățile noastre, dacă nu este pe trimestru. Da, este în poziție și dată. Se plătesc pe trimestru. Posibilități. Deci nu ai cea șansa de a mă retrage. Și atunci au făcut domnilor... Cu costurile domnilor. S-a încercat. Scrie acolo mai departe în material. Spune că duce la s-a scut. A încercat discuții cu refacerea contractului. Dar nu... Costurile sunt enorme. Vorbeam prin mamătorul din trecută. Trebuie prin niște saci pe care să-i colectăm. Educăm și populația, domnule, pune hârtie la hârtie, dar domnul spunea, educăm și noi urmărim pe ăștia. Noi am început deja, aveam inițiativa aceasta cu proiectul de... Știu, doamnă, dar știu că eu sunt tot de acolo. Și știu ce inițiativa. Păi așa nu mai spuneți mie, ziceți dumneavoastră dacă este. Da, păi dumneavoastră vorbiți. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții. Ba, ba, mai sunt? Aici. De fapt. Lasă, bă, domnul Vespan. De fapt, s-a ridicat multe probleme și nu s-a rezolvat nimic. Contractul a fost contract, lucrurile derulează. Eu aș propune ca să nu fim de acord cu mărirea prețului, cel puțin atât ar exigent să facem. Că noi încurajăm, dacă punem acum 4,06, după aia să vină la anul cu 5, nu cel așa. Dar este făcut pe 20 de ani, noi ce face, ai semnat odată. Noi ăsta nu amintim cât ăsta-i prins. Dar ai semnat odată contractul. Chiar dacă am semnat, eu opun rezistență. Chiar dacă am semnat. Păi, dar odată semnezi și rezistență să mai fie. Nu-i tot una ca să fii de acord cu problema asta și nu-i tot una să o pui, domnule. Nu putem rezolva această problemă, că e sarcină și deci dacă mare, nu e, dacă, o povară dacă, prea mare deci pentru că... Deci dacă nu era semnat acel masterplan la început, cu această ierșanare a planurilor, a prețurilor, era foarte bine. Dar atâta odată semnat, tu nu mai poți să faci decât să te conformezi, să spui, da, anul ăsta e 4,70 lei, la anul va fi 5 lei, la anul următor 6 lei și tot așa. Atât poți să faci, să-ți dai acord de principiu. Dar noi trebuie să umblăm la chichițile astea.
La chichițele să-i chemăm. Inițial, da, da, da. Este un plan care ți-l derulează până în 2023. 2036. Atât selectivul, să-l obliți să vină de două ori, să-l obliți să ducă spre cheltuieri mari ca să se sacă. Nu cred că nu există o cale. Odată ce contractul este semnat, deci apare și în pe perioadă unde e greu. Deci noi trebuie să ne uităm unde poți ataca. Unde poți ataca? Acolo unde ei stau prost. Spun și ei undeva, în cazul când vor da faliment. Ei, falimentul ăla e aproape, nu e atât de departe. Dacă eu ei, nu, e aproape. De aia și delegă gestiunea. Ascultați. Contractul presupune două părți. Deci nu este unilateral. Nu există contract unilateral. E bineînțeles că două părți. Păi două părți. Și fiecare are drepturi și datorii. Chiar dacă e făcut pe 10 ani, nu se poate ca în 10 ani 20. Să nu se întâmple ceva. Ca să rămână bătută în cuie când 10 ani trebuie să fac treaba asta. Corect. Nu cred că poate exista interes din partea lor să facă atât de bine încât tu să nu ai nicio șansă. Corect. Dar aceste șanse trebuie să căutate. Și aceste chichiții trebuie să exploatate. Asta am spus mai înainte. Deci dacă nu le exploatăm noi, nu, din partea lor nu o să avem niciodată. Noi punem 4,07 și n-ar să realizeze. Corect. Nu e mai bine. Nu mai e bine să fie o negociere ca să poată realizeze. Asta e primul. Să poată renegocieze. Să renegocieze. Și noi nu putem plăti. Sau omul de rând nu poate plăti. Deci nu-i mai rău? Aia e problema. Bine. Da. Eu, în primul rând, aș avea o întrebare. S-a eșalonat pe anul trecut suma care o datorăm, nu? Da. Pentru că nu s-a putut plăti. Corect. S-a plătit anul ăsta. Se va plăti de unde? Păi se duce, conform cu... Nu. De aia a ieșit. Și a eșalonat. Și a eșalonat. S-a ajuns la... Dacă nu o puneți o rezistență, îi să duc mai departe. Dar răspunde aici. Deci noi suntem cu două luni în urmă cu plata la gunoi. Deci acum s-a plătit, suntem aproape la zi. Deci ne permite deja să maxim 3 luni în urmă să fim cu plata. Contractul ăsta care vine spune 30 de zile, nu mai e 2-3 luni. Se sistează colectarea. După cum știți, au mai fost sistate două ori pentru neplată. Am făcut tot posibilul și s-a plătit, că altfel nu reluau. După cum știți noastră, noi am încercat să facem tot posibilul, să strângem, să adunăm, să rămână separat. Totuși, comuna la noi e foarte mare. Nu ne comparăm cu comuna Corvoasca, care au putut să facă selectare la gunoi, fiind o comună de cât sunt 3.000 de locuitori, cât sunt de acolo, și majoritatea care sunt plecați în afară. Deci, gândiți-vă că nu e de joacă. Totuși, să știți, referitor la master planul care face parte și noi, și ADIS, pentru cei care nu înțeleg, ADIS suntem și noi, comuna Sascut. Din ADIS fac parte toate comunele care sunt membri de asociații. Toate comunele care fac parte din asociații. Cele comune care sunt 66 sau cât sunt 64 de comune, noi toți am delegat acolo un director care se ocupă de toată lucrarea asta. La nivelul comunei, exact când am intrat noi, ce spunea domnul consilier mai devreme, am chemat delegația de la ADIS împreună cu cei de la Romprest să discutăm, să găsim soluții pentru diminuarea prețului. S-au purtat discuții în jur de două ori, mi-aduc aminte în zona respectivă, probabil și domnul, parcă și nu a fost domnul Vespan, nu, atunci când au fost cei de la ADIS și chiar erau în momentul unei ședinții de Consiliul Local și au discutat cu comisiile. Și domnul Popa a fost acolo. Și vă spun, am dus discuții, nu ca așa, tăioase, de să vorbea numai pe lege, nu mai era discuții de sucit, de învârtit, că hai să vedem cum reduce. Noi am pus discuția referitor la străduțile în care nu poate să ajungă mașina de gunoi. Ei, totuși, ca să nu venim noi cu o soluție într-un fel, să putem să strângem. Domnule, aducem noi, că avem camionetă, strângem noi, cărăm până în cap. Nu se poate.
Mașina noastră, să strângem cu mașina noastră, să aducem într-o zonă de unde să fie ușor accesibil pentru ei, să le ridice. Nici așa nu se poate. De ce nu? Ca să diminuăm prețul. Nu, dar diminuăm prețul. Eu am mașină să ridice. Nu, ca să nu-i scris în pătrat. Nu ți-l ia stipulat. Nu ți-l ia de acolo. Mașina noastră i-a fost ridicată licența de transport pentru gunoi menajer. Da? Și se poate transporta doar pentru dezăpezire, de aia i-am montat și lama în față anul trecut, de aia se mai poate... Păi cine a fost când a fost... Consiliul Județean, dacă el e proprietarul Adisului. Deci, credeți-mă că lupt foarte mult. Au fost vreo câteva zile în care s-a strâns gunoiul, s-a depozitat, cum am găsit noi de cuvință, tot ca să nu... Să nu ne punem oamenii în situația în care să le miroase gunoiul în curte. Și am scos mașina noastră pe propria răspundere, am strâns gunoiul, l-am dus, consilieri din rândul nostru s-au ridicat împotriva noastră, s-au dus, au fotografiat, au venit, ne-au reclamat. Ia uite unde duc gunoiul. Noi l-am dus acolo, în afara comunei, doar cu scopul, până când vor veni cei de la Rompres, să-l preia de acolo. A venit mediul, peste noi, cu... Reclamația respectivă, au cu fotografii de la fața locului. Ne-am conformat, l-a luat cu noi, am acoperit zona cu pământ, am făcut ceea ce trebuia să facem din punct de vedere al mediului, ca să nu avem probleme să primim amendă. Gândiți-vă, vă spun sincer acum, ce înseamnă să avem o comună curată? Să nu avem... Vă aduceți aminte când era groapa de gunoi aici care a muncit tot așa, sub presiunea mediului, am muncit să acopăr groapa aia, cred că în jur de două luni jumătate, dacă nu trei, cu excavatoare, cu tot felul de utilaje. Și banii cheltuiți la bugetul local, care, dacă nu îi plăteam să acoperim groapa aia, să o facem, să o ducem spre ecologizare, erau amenda. Cu tot că exista și măsura care ne impunea să nu numai să o și terminăm de igienizat. Deci gândiți-vă că din punctul meu de vedere, sincer să vă spun, și eu sunt cetățean, cum s-a spus, sunt și consilier, să dai 3 lei și 7 zile sau cât era locuitor. Dar, adevăr, mulți nu fac gunoi. Poate că nu fac, să zicem, nici măcar 20 de kilograme de gunoi într-o gospodărie. Oamenii vin și spun zilnic, mă confrunt cu situații în care vin și spun, sunt bătrânei care vin și spun, domnule, că eu nu am, domnule, gunoi, ce am, dau la port, ce îmi rămân hârtii, cartoane, le pun în tomberon, nu am, propriu zis, nu am cu noi. Ce să fac? Zice, cum să facem să nu plătesc? Doamne, sincer să vă spun, este o taxă care trebuie să o plătim toți locuitorii care locuim aici. Nu-i pe kilogram, nu-i pe... Așa a fost discutat, tot ca să susținem masterplanul, să nu dea faliment. Lasă că nu-i falimentul. Doamne, dă faliment, dar intrăm în situația mediului, exact ce v-am spus mai devreme. Noi am încercat să ne ducem și la ajut, să preia groapa de cu nu ne dau voie. Ce treabă cu copii? Am încercat toate soluțiile posibile. Haideți să vă spun, prin discuțiile care am avut cu domnul viceprimar de la ajut, domnul Cristian, spunea, zice, domnule, ajută-mă într-un fel, vorbește cu cei că și voi sunteți membri ADIS, să ne primească, domnule, și pe noi, în asociația asta, să ducem și noi cu noi la Bacău, că ducem pe noi la Brăila, că noi aproape. La Brăila? Te plătiți, da, te plătiți. Da, dar noi, dacă ne-ar da voie să ducem noi, la ei duc ei cu noi, dar să știți că plata este mult mai mare, depășește și de 10 lei, undeva 12 lei pe persoană. Acolo la ajut. Deci gândiți-vă că vorbim de 4 lei și un pic și una să plătești. Deci părinții mei stau la bloc la ajut. Da? Două persoane au plătit 16 lei când au fost anul trecut, cu mărirea acum s-au dus undeva la 24 de lei. Deci vă dați seama, în afară că se mai adaug acolo și canalizarea și apa de ploaie, și inclusiv apa de ploaie plătesc. Da? Că canalizarea, fluvia. Deci se duc undeva la 46 de lei lunar care plătesc numai pe noi. Noi e o problemă serioasă. Am două întrebări pe care vreau să vă pun. Dacă oamenii n-au putut, o parte dintre ei n-au putut plăti 3 lei și 76 de bani, a fost în anul trecut, anul ăsta vor plăti 4 lei și... Deci vom rămâne iar restanțieri, de unde vom lua bani? Domnul consilier, banii se vor plăti tot de la bugetul local. Dar să aminti că... N-ai voie să iei din altă parte să schimbi destinația voastră. În luna decembrie s-au adus niște liste
cu niște cetățeni care au fost plecați în afară. Că da. Noi aia e altceva. Eu accept la Adis acum. Da. Aia e altceva. Deci, da. Oamenii aia n-au fost deci în comună. Noi figurăm la Adis cu un număr de populații care locuiesc în comună. Da. Ei, toți oamenii ăștia care locuiesc îți plătească taxa asta, de cât ia 3. Păi nu plătești, că nu are de unde. Rămâne cu restanța, n-avem un control. Deci gândiți-vă că nu putem altfel. Rămâne acolo. Asta e situația. Suntem cetățenii ai comunii, să ascult, nu avem un control. Deci nu i-a scăzut nici pe aia. Nu, deci aia, au fost justificați. Au fost justificați. Dar restul plătit. Am cu gunoi este treaba serioasă. Nu ne putem juca o zi dacă stai cu gunoi. Nu v-am zis, e urât, urât. Hai să luăm partea aia alta. Acum sunt acolo câțiva bătrâni care nu pot care îți bănat. Dacă o luăm pe zi, cât veni? Un ban de om. Domnul Consilier, deci haideți să vă spun de atunci. Noi să mergem în sensul cum avea domnul cu Popa. Să mergem în sensul ca să noi contractul să fie deplinit cum trebuie, care, să fie la zi, să le ia, să le ia. Contractul e făcut foarte bine, să știți. Da. Noi să urmărim să urmărim. Contractul e foarte bine făcut. Nu trebuie să de juriști, aduce noi pe voi, nu se au și scăpări. Au și scăpări. Chestia asta cu două zile trebuia să o aibă, pentru că e un ordine. Nu cred că e. Ba da, este scris. Nu, nu este. E altceva. În contract nu este stipulată treaba. Păi nu, în contract nu este. Dar tu gândă-te cu acest ordin, trebuie să-i obligi să vină. Domnul consilier. Nu, pentru că eu nu vă respect. Nu, dar nu mă interesează. Contractul tu trebuie să-l faci conform legii. Deci contractul e prost, hai să renegociem. Deci aici e chița care trebuie. Domnul Popa, după să aminti la discuția care a avut noi cu cei de la conducerea ADIS și cu cei de la Romprest, păi să aminti că am avut discuția noi, chiar când am intrat atunci la putere, au spus așa că gunoiul se lua, păi să aminti, numai sâmbătă. Nu da. Se lua și miercurea. Da? Da? Și au venit cu soluția, tot ei, domnule, am înțeles că, într-adevăr, să strângi gunoi mult. Noi mai venim și miercuri și golim doar toberanele alea mari, nu știu, de la populație. Ei acum vă spun, prin discuția care avem noi aici, ei vin, tot la fel putem să-i convocăm și ei vin și spun, domnule, mai luăm și miercuri și de la populație. Tot să nu scadă, tot să nu rezultă. Dar ei trebuie să facă treaba asta, pentru că atunci noi vin și treci la cetățeanul. Să ne iată voi, să avem copilat curat. Cel puțin știu că am plătit, dar am plătit ceva care ne asigură decență întreagă. Că noi dacă ne-am apucat noi să luăm, ne-ar costa mult mai scump, dar nu, vă spun eu. Tocmai asta vă zic, din care cei de la jos, de care pe la Brăila, i-a ajuns aproape dublu, adică și mai mult chiar. Că s-a dus la o groapă cu rău și care îți iau o taxă și îți ia când nu faci. Vedeți, vorba partea bună a lucrurilor, domnul, dar ia, vedeți dumneavoastră, sunteți persoană juridică, da? Da. Unde duceți dumneavoastră cu noi? De ce unde? Când asta persoană juridică? Și cât cu noi faceți dumneavoastră, domnul? Haideți, domnule, spuneți. Unica, care în dumneavoastră cetățeanul care oameni ați? Vă spun eu. Bă, da. Altă băgării care se face și acolo trebuie. Acolo se duce, acolo trebuie în blat. Corect. Noi. Corect. Educația civică e prima. Hai să vezi mâncare, toți oamenii la magazine. Așa e. Dimineață, trei ori care cu noi la dumneavoastră se duce în cetățean. Și atunci hai să luăm de la cetățean să băgăm în persoane juridice. Care face cu noi? Care face cu noi? Asta e altul. Nu, băi, dar asta ar trebui să... Asta ar trebui să... Nu plătesc. Nu duci tu să apoși. Nu, asta nu trebuie trei domnul. Asta nu trebuie trei domnul. Toți cei care se fac, asta faci. Eu dacă nu le-au ce plătesc. Toți poate, domnul Radu. Oricare nu faci cum nu plătești. Aia, selectivul și fac tot. Deci, supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Așadar, în unanimitate de voturi, proiectul numărul 6 a fost aprobat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pe raza mare s-a spus pentru anul 2018. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Nu, e aceeași chestie. Punem la vot proiectul numărul 7. Până acum am vorbit doar cu mărim, acum chiar o și mărim. Până acum am vorbit cu mărim, acum o și mărim. Am aprobat o mărim. Deci abia acum se iese. Abia acum ne-a dus în cala proiectul ăsta. Se abține cineva? Așadar, în urmă. Ce lume de acord? Proiectul numărul 7 a fost aprobat. Împotriva partidului. Din motive obiective, domnul Popa trebuie să este învoit. Oh,
Eu votez la fel favorabil. În comisie am votat și... Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Tot subiectul. Tot noi, tot bani. Dar electrici de alte. Da, nu, ăsta e partea la șuda bani. Acum ai trecerea la celula 2 și 3. E aceeași treabă. Supunem la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Așadar, proiectul numărul 8 a fost aprobat. 9 diverse. Vă rog la diverse, înscrieți-vă la cuvânt și vorbiți pe rând, vă rog, din suflet. Domnul Marian Chiriac. Ce să mai scrie și anul? Ai ridicat un lucru. Aveți întâietate. Da, eu sunt întâietate. Eu sunt întâietate. Deja văd că ați ales partidul. Da, cu ce vreau să începem? Tot se vorbește că bugetul este din ce în ce mai mic. Cheltuielile văd că se dublează. Așa ce mai trebuie cu sala de sport? Azi am fost la primărie, am întrebat cine gestionează sala de sport și administrarea cărei persoane există. A zis că nu administrează primăria. Primăria administrează sala de sport sau școala generală? Deci pe perioada cât sunt orele de curs administrează școala generală. După orele de curs, dar mi-aduc aminte, am trecut chiar dumneavoastră, domnul consilier și cu toții, am votat un proiect de hotărâre prin care se modifica prețul pentru plata cu ora la cei care vor să joace tenis, fotbal și sala de sport pentru perioada când nu sunt ore de curs și nu are activitate, nicio activitate referitor la programe școlare sau ce mai au ei, se poate încheia pentru diverse evenimente, inclusiv parcă pentru mulți. Eu acum, dacă vreau să închidez sala de sport pentru mine, da. Cui trebuie să mă adresez? Primării sau școala generală? Deci, vorbiți mai întâi la nivel de școală, dacă nu au activitate sportivă, și apoi veniți la primărie, condiționați sala pentru ce aveți noastră, plătiți ora, ce plătiți noastră și apoi jucați. Asta până la primărie. Da. Până la primărie, la primărie în ce loc? La doamna Gabi. La doamna Gabi? Da. Și am întrebat pe data 24, luna aceasta, ianuarie, de la ora 1 a fost închiriată sala de sport. Și am fost să văd și o chitanță, să verific dacă, într-adevăr, a fost plătit în sala de sport de la ora 1 la ora 5. Eu eram în sală, am fost dat afară de sală, de către omul de serviciu de la școala generală de acustică, că se ieșim afară de sală de la ora 1, este sala închiriată. Și am fost să verific de cine a fost închiriată și cine a chitanță. Și dacă a fost, într-adevăr, închiriată sau nu. Într-adevăr, sala a fost ocupată de la 1 la 5. La ora 5 s-au prezentat preoții din comună, deci oameni de anunții s-au scutat, iar au mai stat, atunci am fost cu domnul Răuță, domnul primar a fost și i-am găsit acolo și jucau acolo, așa, și nu am găsit chitanța aia. Vreau să știu unde, cine a chiriat acea primărie sau doamna directoare? Dacă e doamna directoare, trebuie să răspundă. Da, eu cred că nu pot răspunde. Da. Într-adevăr, domnul Chiriac, sala de sport, cum a spus și domnul viceprimar, este închiriată, taxa plătește la primărie și la doamna Gabi. Doamna Gabi este contabilă aici la domnul, la doamna Daria. Doamna Daria, doamna Grăjdeanu, da? La taxe și impozite. Într-adevăr, pe 24 nu avea cum să fie tăiată chitanță pe ziua 24, după câte știți dumneavoastră și noi cu toții suntem liberi. Așa, a doua zi s-a tăiat... Nu știu, înainte sau după, s-a dat total, n-a fost ocupată sala de la ora 1 la 5, a venit de la ora 1 parcă la 3 și după aceea preoții au zis că vin de la ora 15 și am zis că au venit de la ora 7. Și ați verificat lucrul acesta, știu foarte bine. Ați v-ați dus acolo, v-ați lămurit și noi am înțeles din tot, din discuțiile purtate la nivelul nostru, nu știu dacă s-a dat formă legală, pentru echipa de fotbal din comuna noastră, pentru cetățenii din comuna noastră, cum sunteți dumneavoastră, preoții, domnii de la poliția locală, polițiștii, să nu plătească. Dacă dumneavoastră considerați că ar fi bine să plătească și dumneavoastră, suntem de acord. Și mai e o problemă. La noi, la școală, nu este nimeni obligat să stea după program
când vrea fiecare, chiar dacă primăria încasează această sumă, să deschidă sala de sport. De aceea ar fi bine să hotărâm împreună, să desemnăm o persoană, chiar și profesorul de educație fizică, care se presupune că e în școală dacă poate, sau dacă numai nu, o să lăsăm o cheie la primărie și în măsura în care cineva dorește acest lucru, să se prezinte, să aducă cheia, dar nu trebuie să lăsăm totuși pe cineva oarecum să intre și să iasă, pentru că așa s-ar duce... Nu, doamna director, pentru că am informația și pot să vă dau martori. Da. Între elevii care au venit până acum și au jucat acolo, da, care plăteau 50 lei la intrare și dealul mi-a costică. Și pe aia chiar mi-a costică să vă dau de față și să vă dau doi elevi. Nu vi-i spun acum că vreau să se umblați și la ei. Nu umblă. Ba da, o să umblați, doamna director, care încasau 5 lei la intrare. Ei jucau duminica 10-20 zici, loc de 5 lei. Pentru ce? Pentru asta, pentru că se deschide și se chide. Și vă aduc elevi. Eu nu merg pe vorbe. Atâta timp și eu pot spun că dumneavoastră mi-ați dat acum că am plăcat 50 de lei să mă duceți la sala de sport. Deci eu vreau... Nu vă dau asta. Nu putem vorbi, deci nu putem să vorbim pe cineva doar pe niște vorbi. De aceea ar fi bine unde ați găsit subiect. Cum această... Suntem în considerii comunei noastre să găsim o soluție. Ori îl închiriem, ori nu mai închiriem deloc. E mai bine să nu mai închiriem deloc. Cel mai bine. Pentru că la noi nu avem căldură, noi nu avem mici când oamenii ăștia închiriază. Fiecare unde acasă cu tot ce trebuie. Și noi desemnăm, adică servim lucrul acesta ca să nu fim răutăcioși, dar eu zic mai bine, nu mai închiriem pentru nimeni. Și cu asta, așa am încheiat. Cum se fac foarte mulți bani din lucrul acesta? Și se poate veri... Nu se poate, nu se plătesc, doamna. Domnul Chiriac, atențiu. Puteți verifica la doamna Darea după ședință să vedeți că, într-adevăr, în anul acesta, din ianuarie, ce încasări s-au făcut și sunt chitanțe luate la primărie, la doamna Darea. Vă rog să-ți poate chiar să verifică la băiat. De 50 de lei, de 75 de lei, sunt sumele acolo. Și am și eu copii în birou, să știți, că mi-am pregătit lucrul ăsta. Nu știam că am prieteni de genul acesta. Dar aș fi bine să verificați că acum la sala de sport poate sunt anumite probleme. A jucat și dumneavoastră, nu stau. Problema e alta. Dacă noi am stabilit că se închiriază, păi atunci se închiriază. Păi da, dar nu știu că nimic ca să nu aplici. Am stabilit că se închirează, că se închirează, Nu cineva zice, lasă-l noi, din lumea, vedem, noi joacă care... Noi așa am stabilit, se închirează, atunci trebuie aplicat o lege. Nu că așa o hotărâre, nu? Nu că să stabilim acum că nu se închirează, atunci nu se închirează. Atunci, păi, noi până acum știu că era... Închiriat. Dacă era închiriat, cine a pus să plătească? Deci, repet, când era... Așa se strică, tu și fiecare tragi, nu ia nimica. Treci la jumătate de an, hai, vine primăria de bani să strică. Păi nu. Ioan, așa, dacă dumneavoastră, când vină cei de la echipa de fotbal al comunei, vin dumneavoastră după program, s-a terminat. Lumea, cei care nu știu, spun că uitați, poate într-adevăr, cum spuneți domnul Chiriac, s-a închiriat, nu se știe. Deci trebuie să fie și o persoană care să răspunde de lucrul acesta. Da, primăria ia bani, primăria de legul om, nu? Păi, ce și cum să știi, dar până acum cine vine și deschidea școala? Și dacă nu mai a stabilit că sunt chiriază... Vine neacostic, că nu vine fără telefonul noastră. Dar neacostic nu vine fără să nu fără... anunții doamna de la primărie... Care doamna? Când doamna la primărie? Păi, când să dai echitat... Nu l-am anunțat nimic, decât doamna directoare. Domnula, ce-a zis... Deci mă, doamna directoare l-a anunțat pe domnul Costic. Și domnul Costic când vine, i-a anunțat doamna directoare. Eu n-am anunțat decât dacă am fost sunată de la primărie, că s-a dat echitat... Hai să o întrebăm, Darea, dacă i-a anunțat vreodată neacostic, neacostic, vezi că ora 4... Doamna, Exact cum a spus dumneavoastră, puneți o persoană, o remunerăm cumva. Asta așa, atunci din banii de chirii, nu e detergenție, e așa, din banii bugetului plătim, din banii chirii nu iese. Pentru că mai poți să zic, doamna directoare, ce să mai poți să zic când au venit băieții la ajut? La ora 5? Aia, da, a doua zi au plătit. Dar de ce a doua zi, doamna directoare? Nu, doamna directoare, când se plătești? Adică dacă nu acum așa am mâine nevoie de buldo excavator, când plătești stanța, apoi mâine? Domnul Chiriac, noi atunci am spus așa, de la pe amintiți. Domnule, dacă doresc, ne-ați jucați acum acolo, la 5. Și îți spunea de la tare. Da, mă duc ziua și plătesc chitanța, doamna directoare. Nu, mă reprogramez pentru mâine. Am înțeles. Pentru că intru în dubic, ce caută acolo? Păi eu culc într-o zi pe el dacă are chitanța, mă. Ăsta e cu spus mâine? Adică, doamna directoare. Nu, dar dacă a trecut ora de
program la primărie și unor au dorit să joace. Și au plătit. Nu mai joacă. Nu doar din momentul după mult. Așa spune. Dar mai sunt doar așa mai detalii. Eu nu aici din moment ce avem sală de sport, ar fi păcat să nu fie închiriat. Corect? Dar și deja are condiții legale. Să plătească doamna asta, că avem nevoie de tax, de la buget, de salarii sau salarii sau mărit, doamna. Trebuie să plătim oameni salarii. Dar e foarte bine ca de sistemul ăsta, să puneți o persoană numită, să facă curățenie. Pentru ședința viitoare să facem proiectul hotărârii la sport să-și bani. Vă rog, domnul Marimari. Mi-am putut să-l ascultă pe diaspora să se spire. Domnul Moesă. După cum cred că deja am primit dintre dumneavoastră materiale, am lăsat mai multe adrese către primărie și, sincer să vă spun, sunt mai multe decât ați primit, pentru că deja o parte dintre ele au început să fie rezolvate, o parte s-au rezolvat și o parte mai necesită atenție din partea dumneavoastră. În atenția Unității Administrativ-Teritoriale a Consiliului Local, am lăsat acolo mai multe adrese și aș vrea să le iau pe rând, dacă se poate. Bun, avem o vizită de la DSP și eu și doamna directoare, întrucât căminul la etajul 1 la cantină și ne-au trimis acolo ei un punct cu semne exclamării, că ar dori imperativ un asistent medical, cel puțin jumătate de normă. La nivelul unității școlare și la mine și la doamna directoare, nu se mai pot face angajări absolut deloc. Inspectoratul îi obligă, punct, și sănătate. Nu avem voie, absolut deloc. Și asta e... Tale, imediat. Asta e punctul 1. Ei au spus că ar dori un asistent medical, măcar jumătate de normă, care să vină să controleze mâncarea, cantina și cei mici, că avem cei de la cămin, care stau până la bază. Dacă nu suntem în echip cămin. 1. Punctul 2. Am cerut de la Consiliul Local, dacă s-ar putea, o suprafață de pământ agricol. Deoarece, unul la mână, noi am primit vizita în octombrie a celor de la GAL, ne-au precizat că putem depune pentru proiecte, singura condiție e să avem teren. Dacă aveți teren, odată ce aveți specializare agricolă, puteți depune pentru proiect. N-au specificat suprafață. Au zis undeva în jur de 1 hectar. Ar fi de ajuns. Pentru a depune proiect. Al doilea rămâne tot în legătură cu punctul respectiv. Noi deja ne-am înscris, avem aprobare, suntem în program în proiect ROSE, tranșa a 3-a, adică undeva în septembrie anul acesta. Ar trebui depus proiectul, finanțare 70.000 de euro. Pentru fermă didactică, da. Da. Condiția e teren. Bineînțeles că odată ce liceul poartă și denumirea Jacques Elias, s-a făcut o adresă asemănătoare și către ferma Elias. Acum am încercat în amândouă locuri să vedem de unde se poate. A treia. Da. Eu v-am zis că sunt mai multe decât a treia. Am, întrucât numărul de elevi, începând de anul acesta, din septembrie, s-a mărit. Suntem pe trend ascendent. Și sperăm ca în septembrie să fie și mai mare. Cere de luat în considerare achiziția unui microbus mai mare. Pentru că, inclusiv pentru rutele interne, nu prea ne ajunge microbuzul și ar trebui, într-un anumit sat, chiar să facem două drumuri. Sunt mulți din comun. Nu o să fie microbuz, o să trebuiască decontat abonamente. Și un abonament, de exemplu, până la Valea Seacă, pentru un elev e un milion și... Microbuzul nu sunt în ministerul. Poftim? Microbuzul nu sunt în ministerul. Dar primăria trebuie să facă demersul. I-am făcut un demers mai departe. N-am zis neapărat acum, chiar și acum e la reparat. Să mă bucurați că aveți autobuz pentru Valea Seacă. Că noi la general am avut autobuz și ni l-au scos, că nu putem plăti noi comuna să ascult către comuna Valea Seacă. Deși copiii vin și fac abonament. Lea câte un milion pe lună la postan. Da, un milion lea. Păi da, și atunci ăla de la Valea Seacă, de ce l-aș favoriza eu la să ascult ca să-i dau un microbuz? Ce treaba mea cu ăla? Vrea să vină la școală? Să plătească, să scoată un milion.
Dar eu știu că nu deci se transportul nu, nu se plătează. Am avut și noi și noi s-au interzis. Se decontează în funcție de număr de kilometri și la abonamentul de 1 milion de valori dacă ne ducea undeva la până în 30 de ani. Dar suportăm noi cheltuială. Cum ați ascult? De ce? Avem chiar și vreo 60. A, deci noi e o sumă fixă de lucru. Nu. Dar liceu. Nu. Domnul director, mai aveți proiecte de viitor, vă rog. Poftim? Proiecte de viitor? Foarte multe. Chiar bine că mi-ați amintit. Cu ocazia asta fac o invitație oficială, urmând să fie și scriptic. Pe 9 martie primim vizita unei delegații din Anglia. Întrucât vin în vizită, avem tehnicieni veterinari și vor să angajeze. Și din Anglia. Tehnicieni veterinari. Cei care au terminat, cei care sunt înscriși sau cei care vor să înscrie. Ei primesc inclusiv, au zis, cum vin ei pe 9 martie, începând cu 19, deja primesc. Dacă sunt absolvenți de tehnicieni veterinari care au terminat 12 clase, nu e obligatoriu bacalaureatul, îi angajează. Îi țin, o să-i țină undeva în jur de 3 săptămâni, 4 săptămâni de probă. Plătesc mașină de serviciu, telefon. Cum îi angajează? În Anglia. În Anglia. În Anglia. 1500, 1700 lire în mână, banii lui. Da. Deci vin pe 9 martie în vizită. Cred că ar trebui să faceți un internet sau pe cablu. Deja facem foști absolvenți. Da, inclusiv foști absolvenți. Din cauza asta ei ne-au aprobat cel puțin inspectoratul și clasa de trecea viseral și am zis să fie tot pentru tehnician veterinar. Dacă ei se caută, e o meserie care e căutată acolo. Și luând legătura pe internet, pe 22 am avut o teleconferință, managerului român, contabilului român, angajații români, jumătate de acolo sunt români. Pentru că erau serioși și muncesc. Noi îi școlarizăm și ei exploatează. Da, da. Dacă în România... Da, da. Ca orice domeniu. Doctorii la fel. Avem, îi școlarizăm, cheltuim și... Ce știm noi? Ne chimim și oameni la muncă. România din Anglia trebuie banii înapoi. Ce știm noi cu delegația asta? Autobuzul. Care pune la transport? Mergem la creștință. Să ne gândim ce facem pentru comunitate. Dând din loc de muncă, îi atragem la școală. Dacă asta, ca și șarlatul. Avem bugetul tot aici, domnul Cosel. Ca o părință aici, a trebuit să plătească toate. Ei stau acolo, să stabilesc acolo. Dar nu mai iau ajutor fecheați. Să vă dați gaunul la Vareșagul, banii în bugetul sascutului, a discuțit. O să fie pentru că, de exemplu, noi avem, care sunt angajați la Bălcescu, la Bacău, la Abatoare, la Răcăciun, chiar sunt, din absolvenții de liceu care au terminat, sunt, marea majoritate sunt, dar mulți sunt plecați. Dar facem și la noi ferme. Mulți au plecat, da, dacă, păi tocmai de asta am cerut teren. Înființăm fermă și angajăm aici, în comun. Sau îi alimentăm și pe ăștia care mai sunt. Mai avem o cerere de renovare, modernizare, nu mă doare, costume mă doare, nu ești. Dar vă rog să așteptați un pic, mai am un pic. Bun. O cerere, o adresă de renovare, modernizare, număr de 4 camere, la internat. Pentru cei care vin în vizită, pentru cum sunt... invitații la diferite ocazii, spectacole. Să avem ocazie, nu plătim noi. Și plus că odată hotărârea Consiliului Local, 20% din tot ce închiriem revin la primărie, în cadrul Consiliului Local. Noi, păcat că nu am chitanță. Deja am plătit 43 de milioane. Către Consiliul Local. Bravo, tineri! De ce mai pus ăștia o lege cu 20% dacă vezi ei bani înapoi?
De ce ai pus aia 20%? Să rămână la tine și gata, ce rău mai? Tu vă gândești, dar știi că ți-ai depus și câți vrei să iei înapoi. Ai depus 4.000 de lei și vrei să iei vreo 1.500.000 de lei. Vreau și eu și mai mult. Cum? 1.500.000 de lei ai aproape pe urmă. Corect. 0-0-0. Păi, pe ce bază faci bani? Investim. Corect, corect, corect. Da, dar din banii tăi. Nu din buget. Ia ce acum din banii tăi în viață și după aia să vezi că nu mergi, vezi că e greu. Așa să investim cu banii de la alții, da. Bine, ușor, dați-vă. O adresă legată de gardul de la liceu, cel de acolo din față, odată ce am primit prin aprobarea Consiliului Local grădinița, gardul cel vechi de acolo, de la drum. Sunt copiii noștri, inclusiv... Dacă nu îți faci gard, ne dai copiii înapoi. E și e greu de urmărit copiii. Și imediat, Doamne ferește, ies în șosea. Mulți. Poftim? Ce zici? Nu știu, ți-am dat. Au fost salvată și mai mult și au trăit cu gărduțul. Au fost și mai mult și au trăit cu gărduțul. Eu veneam din Sibiu, Caliții. Așa. Și... Mergeam încet. Mai sunt. Chiar, da. 30, un număr de 35 calculatoare. Iar ești mașină. Da. Pentru laborator de mate informatică. Pentru examenul de bacalaureat. Pentru bacalaureat. Așa este, ați răcit din nou. Noi... Așa se zici din camere. De când s-a dat ultima dată bacalaureatul la SASCUT? Da, bine, competențele se dau în fiecare an, inclusiv la SASCUT, chiar și la anul ăsta. Avem competențe și competențele digitale se dau pe calculatoare, care săracele au vreo 12 ani, dacă nu știu mai bine. Închiriez ăsta la mea și vreau știu. Toate cerințele astea, am o priorizare, așa. Aveți să luăm funcția priorităților și faci proiectul. Bun, din asta, câte vreți să aproape domnul? Bineînțeles, eu am luat legătura, de exemplu, cu domnul vice, cu domnul primar, cu domnul administrator Luca și mi-a dat pe cineva care se ocupă și de proiectul în cadrul comunei. Am un număr de telefon, am luat legătura, urmează să ne întâlnim, legat de proiecte PORI, pe finanțare și o zic undeva în jur de 7.000 și ceva de euro s-ar putea să primească liceul per elev. Singura condiția era să fie trendul ascendent, adică copiii să fie un număr cât mai mare, să avem specializări agricole, gen tehnician veterinar sau cum e mecanic agricol la învățământul dual. Dar tipul mi-a spus că da, într-un an, doi, depinde cum vin banii de la buget. Încercăm. Asta e mina, da? Da. Da, domnul Costea, e doamna care da. Este... Da, spune doamne, de la Ficiaru și... Da, da. Bună ziua. Trebuia, de fapt, să vină domnul director și m-a delegat pe mine. Am înțeles că marea majoritate din primărie din școală sunteți de acord să deschidem o filială a Crucii Roșii aici. Bănuiesc că știți cu ce se ocupă Crucea Roșie. Nu. Cine ați putea oferi dumneavoastră? Ce putem noi oferi? Deci ne axăm pe îngrijiri la domiciliu, fiind o zonă defavorizată la dumneavoastră și foarte mulți bătrâni. Noi la Bacău avem o activitate, banca de alimente, unde se strâng alimente și se distribuie la persoanele respective. Ceea ce se va strânge în zona dumneavoastră, deci de la persoane, că vă rămân acasă, eu știu, hăinuțe, să vă aduna undeva într-o bancă de alimente, sunt patroni aici, unde vom fi alături de persoanele cu probleme. În afară de asta, putem fi alături de copii, dar aici implică nu numai pe domnul primar sau domnul vici, deci cam toată populația. Adică să ne unim forțele și să ridicăm o filială serioasă. Asta mi-aș dori și ar dori și domnul director, domnul Luca, domnul vice dorește, dar trebuie să știm și dacă dumneavoastră, consilierii, sunteți de acord, că am înțeles că este un spațiu, care sunt condițiile. Deci ce presupune lucrul acesta? Ce să punem noi la dispoziția?
comisiei acestea care se face, sau nu comisiei, au filiale. Deci, noi, dumneavoastră, deci ceea ce se strânge în comuna respectivă, rămâne în comuna respectivă, deci nu se duce la Bacău. Persoanele care au probleme ca asistență socială, o să fie cineva de la noi unde se poate duce, la casă, la, pentru pensionare, pentru grad de invaliditate, pentru un tratament la domiciliu, ca să nu mai plătiți, și adică ar fi un punct sanitar. Deci, cineva vrea să vină ziua, va fi o persoană unde va sta acolo, se monitorizează glicemie, deci, tensiune... Ca bază materială. Deci un cabinet la statorii. Da, da, da. Da. Cabinet, am înțeles că un spațiu este. Spațiu. Am înțeles că este un spațiu, cabinet. Aș vrea să vă pot să vă explic mai detaliat cu ce e vorba. Spațiu care v-am șoptit eu zile trecute. Da. Urmează să formeze aici un pichet pentru spațiul de urgență. Chiar domnul general a fost. A fost domnul general de la București, împreună cu domnul Daniel Mihalache, la noi în vizită. Au văzut spațiul, sus la etajul 2, la dispensar aici, e făcut în proporție de 70%, urmând să mai mobilăm. Vedem unde găsim bani pentru mobilier. Dar asta e altceva, să vorbim de... Da, nu, ca să vă explic din spate. Urmând să urce cei de la ISU, că se va forma un singur bloc, ISU și IGSU, bombieri, ISU, absolut, și cei de la salvare care jos aici, urcă toți la etaj, multul, și rămâne spațiul de jos de la dispensare, rămâne liber. Perfect. Care e deja dotat acolo, cu centrală, tot ce e, toaletă e pe hol și la etaj, deci... Pentru propunerea era ca să vă prezint și situația respectivă de aici cu spațiu, dar asta cam după ce inaugurăm, cam în luna martie, dacă e și găsim altă posibilitate undeva la cămin să vă dăm, să unim, că și am zis că și la școală au nevoie de asistent și la liceu au nevoie de asistent medical, putem, chiar dacă vom face scurtă aici, doar vom lucra împreună. Noi suntem și membri ai Crucii Roșii, nu? Da. Și vom lucra ca să scutim... Suntem de anul trecut. Da, dar nu are problemă Crucea Roșie acolo, implicare în ceea ce asistența sanitară la elevi. Da, da, da. Deci se poate plăti un om care să fie tot timpul acolo, are grijă și de școală, și de primărie, și de toată populația din zonă. Adică ar scuti alți factori ca să plătiți, să irosiți banii în altă parte. Dumneavoastră aveți mai multe atribuții, nu numai cele... Și cine plătește asistentul respectiv, doamnă? Comună. Deci asta o să rămâie la... La atitudinea dumneavoastră, se poate face un proiect la Consiliul Județean, unde a mai fost de acord în alte comune și s-au alocat o anumită sumă de bani, iar dumneavoastră cu cealaltă jumătate, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, eu acum am fost în Germania, deci fiecare sătuc acolo are pe cineva de la Crucea Roșie. Deci Crucea Roșie este... un ONG. Deci nu suntem plătiți de stat, ca să înțelegeți. Ceea ce facem noi și voluntarii noștri, și am înțeles cu ajutorul lui domnul director și al doamna directoare, o să implice și elevii, unde o să fie, când o să vină la dumneavoastră să vă aduc o floare, ceva să spunem, sau un pachetel. Deci vă crește inima, nu? Deci voluntarii ăia își rup din timpul ăla liber ca să fie aproape de dumneavoastră. Și acțiunile astea sensibilizează publicul. Deci noi trebuie să umblăm, că lumea din ce în ce este mai rea și trebuie să umblăm un pic la sensibilitate. Noi în situația asta noi am venit exact cum am mers la smurt. Plus deci, sunt foarte multe cursuri care dumneavoastră știți destul de bine. Am proiectul aici unde a fost prima comună, unde m-am rugat ca să fiți cu un număr foarte mare așa. Îl pot arăta, cursul acum este 1 milion, care știți destul de bine, așa că nu s-a plătit. A fost o favoare, deci sunt foarte multe cursuri care se pot obține și ori cu o taxă mai mică, ori fără taxă, înțelegeți?
Deci cei de acum care vin la noi plătesc cursul 1.100.000 de lei. Cursul de prim ajutor. În ce comună mai aveți noastră deschis sub filialul de asta? Deci în comună ați fi prima. Deci, vă spun sincer, eu abia sunt angajat acolo, am încercat, sunteți cea mai mare comună, e orașele Târgu Ocna, toate orașele au, nu au filială, deci au câte un reprezentant, iar ceea ce mi-aș dori, așa, că am văzut că sunteți deschiși și chiar o filială. Deci, adică să fie cineva, sunt persoane care 10 sau nu știu cât la dumneavoastră în comună, sunt luate în evidență cu la asistența socială, să duc pachete lunar. Așa. Ei, de ce să nu putem să fim noi acolo și să vedem dacă într-adevăr numai persoanele alea au nevoie sau poate mai sunt și altele. Vă spun că eu am fost în comuna dumneavoastră și am văzut niște bătrânei care chiar se rupe sufletul și ajung ajutoare la alții care au putere de muncă și eu nu le-aș da, vă spun foarte drept. Deci mai degrabă mergem sau copilul cum putem să-l ajutăm, să-l ajutăm, nu să-i dăm că-i dăm părintelui lapte sau eu știu ce, îi dăm făină și părintele duce și-l vinde. Haideți să-l ajutăm, să-l aducem la școală, să fie pregătit, să-l învățăm cum să comporte în societate. Să nu ajungem. Nu ajungem la ce? Peste un an, doi, să zicem că acum ne destinem să facem un bine către bătrâni sau pentru bătrâni și să ne înseam calități și chiar ce se cheltuie cu spațiu, cu dotare, cu tot ce trebuie și noi acolo, încălzire. Da. Acest spațiu vrea să depășească cheltuieli sau ceva, să mai punem bani de la noi, să luăm de la bătrânii și să vă plătim dumneavoastră sau pe ce găsești. Niciodată nu a fost. Deci vreau să vă zic... Pentru că avem un exemplu, de asta vă spun. Dacă am avea un exemplu, de asta v-am întrebat. Dacă avea un exemplu comun, am sunat, doamne, cum se comportă? E bine să aducem la noi în comună Crucea Roșie? E favorabil pentru cetățean sau e favorabil pentru... Și dacă îi spune, nu, are vedere și gata. Tot în lumea asta, Crucea Roșie se duce ajut, domnule. Noi avem aici... Dar vezi că nici cei spații, cheltuieli care... Ascultați puțin, domnul consilier. Noi avem aici smurdul, da? Care smurdul, de multe ori, nu intervine decât sunt cazuri în care sunt la 112 și smurdul nu intervine decât în anumite cazuri. Și îți vin, aștept salvarea, să vedem de la Bacău. Care salvarea vine în 20 minute, 40 minute, depinde cum se află, iar pe traseu și o redirecționează. Pe când toți se urcă la ea smurdul și rămâne spațiu liber, noi oricum am plătit până acum pentru smurd. Gazul, metan, lumină, absolut toate cheltuielile de acolo, plătit din bugetul local. Noi am putea veni în sprijinul asociației să le oferim spațiu care l-am oferit și smurdului, dând și vin cu asistent plătit de... Normal, iar tehnicile de prim ajutor, așa. Prima dată noi putem până a veni echipajul medical, ambulanța în 40 de minute, cei care sunt instruiți de noi știu tehnicile de prim ajutor, suportul vital de bază, unde noi putem să salvăm o viață. Deci asta trebuie să înțelegeți. Cei de la smurd ambulanță nu vin la solicitare până nu-i apelați prin 112. Și posibil să fie toate plecate. Și omul ăla a făcut un accident vascular. A înghițit un elev ceva la deschiderea de an școlar când am fost aleșinat un copil. Eram acolo imediat, i-am acordat primul ajutor și a revenit. Deci la asta trebuie să... Și vă puteți interesa în alte județe, noi suntem singurul nu punct, cum să vă spun eu, filială, că e mai mare, a Crucii Roșii din Bacău, unde au ajuns pachete de Crăciun în fiecare comună. Deci niciun județ nu face așa. Chiar de-au ajuns 15 pachete într-o comună, 20, 30, 40, deci toate comunele au primit pachete care și la dumneavoastră au ajuns. Nu alea care lună de lună, alea care au fost la caravana de Crăciun. Deci, dacă o să aveți, deci ce înseamnă voluntariat? Da, voluntariatul ce înseamnă? Noi o să pregătim elevi între 12, unde o să acorde, o să știe tehnicile astea, o să aibă un telefon de serviciu și ce înseamnă voluntarul respectiv trebuie să fie aproape de populație la orice oră. Noi aici o să fiu un reprezentant, bănuiesc că o să fiu eu dacă o să fiți de acord, unde am să fac un tabel și o să spun după ora de voi
tu ești din satul cu udare, tu răspunzi acolo, tu răspunzi acolo, tu răspunzi acolo. Deci să fie, deci tot timpul cineva care să poată acorda un ajutor. Cred că este un lucru mai bun și ar trebui făcut. Și acum haideți să o luăm, cum văd domnul Vici a văzut, sâmbătă și duminica în afară de curs săptămânică sunt, eu și sâmbătă și duminica sunt tot în activitate. La Selgros, Oșan, unde vreți să mă găsiți cu voluntari. Și vă spun, primesc copiii ăia și în jur, parcă iau vreo vină. Și am zis așa, măi, decât să vorbești urât cu persoana aia, cu copilul ăla, cu elevul respectiv care face ceva, un leu, îl pierzi din buzunar și ți-a căzut pe stradă. Deci dacă ar dona cineva un leu, măcar la un salar, când ai luat pensia, să pui acolo în cușculița aia. Deci ar însemna mult. Eu, după mine, zic, nu banul valorează. Valorează și banul în ziua de astăzi, dar mulți se duc pe bani. Nu. Trebuie să vină ceva din suflet. Și bunătatea asta noastră, din multe ori știți cum spun, când spui mulțumesc frumos, o vorbă bună face mai mult decât orice bani. Ca și când ești bolnav. Să zicem, eu nu știu să-ți acord un tratament. Nu știu, dar vorbesc cu tine, sunt calmă sau chiar de pleacă, ați văzut cu ambulanța, nu? La Bacău. Poate-i face ceva, poate nu-i face ceva, dar dacă asistenta stă în față și bolnavul stă în spate, e ca și cum poți pleci cu taxiul. Dacă stă asistenta lângă pacient acolo, chiar de nu-i face nimic și vorbește cu el, îi ridică moralul. Eu personal vă felicit pentru ceea ce faceți și cred că ar fi interesant. Mulțumesc. Să încercăm o colaborare. Deci vreau să vă spun că ați fi prima comună, cred că pe țară, nu vorbim de Ilfov, de București, partea, dar prima comună, deci în orașe sunt, dar pe comună nu e nici într-un județ. Sperăm ca noi să fim începutul. Deschizător de și... Eu așa mi-aș dori. De bunătate. Domnule, am dorit să spun. Da, vreau și eu să spun. Odată am vorbit tot într-un consiliu că se va deschide un cabinet dental. Ce s-a mai întâmplat, dacă știți, la nivelul dumneavoastră? Se va deschide... Curios pentru mine că s-a dus domnul Fasol la Pâncești, dentist bun. S-a dus, am înțeles, acum l-a s-a scusat, este o altă medică dentistă. Da. Dar și cum bă, la nu vine la târg? De ce? Aici e la târg. Dar s-a luat dumneavoastră? Nu. Noi chiar am aprobat, chiar de când a venit noi atunci la conducerea primăriei, a venit un băiat, Angel, chiar un băiat, și are și o leacă dânsul cabinet. Chiar s-a dotat cabinetul aici, o zografie, l-a aranjat, noi l-am ajutat și cu... Ia lui Mihai, nu a luat. Cu energia electrică, tot așa, a întâmplat diversi obstacole. Este independent, nu depinde nimic de primărie, are autorizații eliberate, absolut tot. Urmează să înceapă activitatea. Din cauza dânsului să tărăgănește situația. Deci noi din cauza dânsului. Am un accident cu mașina. Nu, doi din când am văzut. Da, acum am deci, când am venit noi, în 2016. Noi chiar v-am fost. Nu mai putem găsi pe altcineva? Atâta timp cât este concesionat dânsul, plătești toate datoriile, nu pot să-l dau afară, pleacă și... Păi vizionă să-l oprești. Noi, înainte de ce dați afară dacă nu există? Ce dați afară? Da, nu, are acolo. Și-o adus arsenalul acolo. Dar nu avem nevoie de dentist, nu am închiriat. El poate fi noapte, doar nu știm. Ori faci că mi-am încat, ori... Acum e ușor să... Te vede că trebuie să pleci. Să deschidim diversul mii, care nu și-au rostul. Mergeți și uitați. Tot la curtea de conturi când au venit, au făcut acolo niște notări. Și o parte din ele le-ați rectificat. Acolo cu ce erau niște... Printre altele, trebuia să ne oferiți nou o sală unde să dăm audienții publicului. Că, normal, mie asta am cer la raport de activitate. Ce audienții cu dumneavoastră acolo?
în afară de adicamă. Domnul consilier. Deci nu ni s-a dat așa ceva. Lăsați-mă să termin. Deci zic că e necesar. Au venit acasă la mine mai multe persoane, nu că se rog important. Dar au venit la mine, domnule, ce vreau noi? Legat de ferma de la Vale. Ați deschis o fermă zootehnică acolo unde crește câine. Ba și purcel, ba și găină, și așa ați sacrificat porci acolo, dar nu ne-ați chemat și pe noi. Sunteți niște egoiști. Da. Nu, eu chiar n-am vorbit. Eu așa cum m-am informat, au zis, domnule, sunt și porci acolo, s-au fi transformat câini în porci. Doar ține, e puțin. Au început câinii să buiți. Da. 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 La dotări, chiar și eu. Am vorbit data trecută de indicatoarele la intrare în localitate. Da, da, dar am pierdut cu Crucea Roșie acolo. Da, suntem de acord. Cer cu salvațele pate. Deci vreau ca să iau... Vreau ca Crucea Roșie. Hai să te dați doamna ca să trece doamna să mă spune. Punem de acord și gata. Să dați rezultate, doamna și gata. Deci eu v-am explicat. Mai sunt unde putem și să ajutăm persoanele prin casa de asigurări unde se decontează îngrijirile la domiciliu. Nu știu dacă le știați... astea. Deci de asta am zis, trebuie să fie o persoană care să poată umbla și unde să poată să fie alături. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, mă puteți întreba, iar eu vă răspund cu mare drag. Eu v-am spus, cu cât urgentați, cu atât este mai bine, cu cât sunt târzii, cu atât este mai rău. Deci mie îmi trebuie aici ca să pot să vin să mă implic pe liceu și pe școală, unde să pot să am o echipă cu care să lucrez. Deci nu pot să spun că eu astăzi mă duc acasă și de mâine vin, chiar că am spațiu. Și mă pot apuca de treabă. Nu, întâi trebuie să am un proiect, să văd care sunt persoanele, unde să mergi la ei acasă, trebuie să am voluntari să meargă cu mine, să-i învăț cum să comporti și ceea ce trebuie făcut. V-am spus, sunt patronii care ne pot ajuta, nu pe mine. Deci, care pot să ajute, sau cum la noi să facem bacău, sunt niște coșuri puse la dispoziție și când vă duceți în magazin, un produs rămâne acolo unde e banca de alimente. Produsele alea se ridică pe proces verbal, cu o comisie, cum se face și la bacău, iar se face un inventar într-o bază și după care se distribuie la persoane. În principiu ați văzut că noi suntem de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Mai rămâne ca să vedem proiectul în totalitatea lui, ce presupune cheltuieli, de asemenea spațiu. Domnul vă spunea că s-ar putea acolo la dispensar, unde e smurdul, deci, dar este o perioadă până se va elibera spațiul acela. Trebuie vorbit și la nivelul primăriei cu primarul să vedem dacă are posibilitatea în altă parte să rezolve problema și cred că lucrurile vor putea fi demarate după ce vedem proiectul în întregimea lui, în totalitatea lui. Eu cred că cheltuieli prea mari nu să fie, pentru că noi acolo nu o să stăm cu becul sau nu știu ce în priză. Deci da, o să fie o sală unde să avem funcțională să fie. Asta este. Nu cred că o să avem, nu să vă gândesc că avem nu știu ce aparatură. Acum să fiu sincer, fiecare are în casă haine care vrea să nu, vrea, care au rămas mici, dar ne fiind o asociație... Da, n-ai un să le dai, nu? Vă dau un exemplu, Delia Mustață, e de la dumneavoastră de aici. E asistentă da, cu brață. A venit ca să aducă la noi la Bacu un televizor și nu știu ce, că i-a cumpărat lui tata. Și i-am zis, nu, ține-l acolo că vine să scot și-l dăm la cei de acolo. Iar eu puteam să-i spun, adu-l la Bacu. Găsim. Deci m-au contactat persoane și care le-am zis, rămâneți acolo cu produsele sau hâinuțele sau ceea ce aveți, mergând pe teren, pentru că eu înțeleg ce înseamnă o primărie. Chiar din am lucrat, dar am stat acolo, primarul nu poate să facă orice, vicile la fel, iar dacă aveți un om sau doi la asistență socială, nu cred că poate să stea pe teren, pentru că are foarte multe hârtii, nu? Are scriptologie. Deci asistentul social mai mult stă la birou decât este pe teren. Ei, omul nostru care va fi aici, va fi pe teren, pentru că eu dacă îi spun
vreau să-mi faci zona aia și ancheta aia, el chiar îl cunoaște. Eu pot să mă duc, fără să-l anunț și să văd dacă într-adevăr a fost acolo. Deci vreau ca să ne implicăm sufletește. Deci asta mi-a dorit. Ieri care nu știu, chiar am avut un proiect anul trecut, împreună cu dumneavoastră, pentru bătrânei din comuna Sascut, în care ați plătit dumneavoastră, v-ați ocupat cu niște asistenți personal. Și au fost de două ori săptămână, parcă nu? Și le-au făcut curățenii, au avut diverse s-a terminat proiectul acum decembrie și am zis, deci noi cum am putut? Oare așa mare comună nu s-ar putea face care rămâne chiar și, aici? Chiar și în Sacoșii, cu alimente care au tot fost timpul au venit materiale de curățenie, aveau nevoie de tratament, s-a ducea tratamentul, bine, cu banii, persoane, sau știți și asta cum e, trebuie să te duci la un medic de familie, trebuie să-l internezi, tu te interesezi unde îl duci, să-i faci investigații. Poate să fie și dintre rudele dumneavoastră, poate să fie oricare. Dacă doriți dumneavoastră și vreți să începeți activitatea mai rapid decât în momentul când se va elibera spațiul de la dispensar de aici, de la Smur, să vedem, poate găsim unde au cabinetele în liceu sau în școală, să putem să începem deja activitatea până când terminăm. Spune că ne trebuie un spațiu de depozitare. Noi la școală avem un cabinet unde dumneavoastră puteți să, de exemplu, să... Eu pot să stau și să dau informații, să măsor o tensiune, să anchetez persoanele, ceea ce se adună alimentele, va trebui o cameră unde să fie. Paris, cred că în cămin ar fi mai bine decât noi, dacă suntem în timpul lor de curs, dumneavoastră știți cum se face o gălăgea undeva unde să învățăm schimbul de nimic. Asta stabilește primară. Nu, dar putem să vină cu... În principiu noi suntem de acord. Nu mă suntem de acord. Da, noi suntem de acord. Dar puteți să derulați... Nu ai camerele pe bord la grădinit. Deci nu cred că ar fi o sumă lunară care să plătiți un om. Un singur om ar trebui plătit. Cei care vă faci toate chestiile astea cu voluntari. Unde pot și cei care sunt la sistemul social sau ajutorul social. Poate mai aveți tineri. O să iau și de acolo și să-i învăț. Și să zic, hai să fii și tu, ca să vezi că nu vrea să dea la sapa, nu să prăjească. Nu vrei, uite, mergem așa, ca să scoți orele, faci curățenie la bătrânica aia, sau te duci și faci aprovizionarea la bătrânica aia. Și alea este tot o muncă în folosul comunității. Că poate ai de să o luăm așa, poate este rușine, mai bicesnică, nu poate să-i sapa aia, mărți. O punem altă, găsim alte modalități. Cu ajutorul dumneavoastră am zis, nu putem să facem, asta este o muncă în echipă. Nu poate un singur om să facă nimic și să dezvolte. Cu ajutorul dumneavoastră, a consilierilor și a toate, a toată populației, se poate face. E prea departe să mergem la concediu, așa cum trebuie, tot aici poate ce. Dar la cămin e cel mai bine, la cămin. Păi da, să ne discutăm, noi vreau la rând cu doamna, suntem de acord. Deci, în echipul dumneavoastră derulați proiectul și noi ne conformăm. Oricum se va face un proiect de hotărâri referitor la colaborarea noastră cu noastră. Deci aici doar e o discuție de principiu. Să vedem dacă și noastră consilierii sunteți de acord în privința proiectului de hotărâri care va urma. Corect. Să vinim cu o listă a noastră, de astea și consilieri pe sate, să vedem bătrânii care, într-adevăr, și oamenii nevoiași care au nevoie de acest lucru. Deci, eu știu, am bătrânii care au nevoie. Și noi vom zice pe dumneavoastră. Deci, dumneavoastră, o să faceți un proiect, unde o să spuneți acolo că sunteți de acord. Corect. Vine la noi adresa respectivă, se înregistrează, după care, deci, dacă aveți pe alt om care vreți să facă munca asta, e bine, dacă nu, o să fiu nevoită eu să vin eu de la Bacău și o să vin când sunt învățată pe drumuri. Da. Și ca să fac, să pot să ridic un pic aici. Și v-am zis, contează foarte mult, asta trebuie să vă gândiți. Ambulanța ajunge foarte greu, pentru că este solicitată și cum sunt în place de... Nu ați mai desigut o solicitare către noi, primăria și către consiliul. Deci ceea ce am venit... Cam noi să putem să căutăm în timpul ăsta. Nu. Deci eu nu am nevoie, adică cum aș zice, îmi lăs serviciul la Bacău ca să vin în Sascut, deci eu mă ofer.
Deci membrii sunteți ce? Primul pas l-ați făcut. Deci de asta și vă beneficia de cursul ăla gratuit și de pachetele astea. Deci interesați pe câte comune au beneficiat. Asta trebuie să înțelegeți. Da. Am înțeles. În principiu de aici, se dorește transparență să fie ca o concluzie. În principiu, toată lumea este de acord cu înființarea asociației da. Cu cea roșie, a spus. Da. Da, de acord. Mai departe, urmează să vă legătura cu primăria. Colaborați cu primăria, cu ăsta și... Da, și noi. Eu vă mulțumesc frumos. Oricum vă sunt alături și când asta m-a anunțat ca să știm și noi un răspuns cum fac eu da, vă mulțumesc treaba. Da? Da. Eu vă mulțumesc. Ajutoarele care le-ați făcut pentru... Oricum. Nu vă sunăm. Trebuie să venim, doamna director, să iau la noi legitimație. Dar când o să vin următoarea tură, iar cei care nu au, o să se facă. Poți să mă retrag? Un minut, domnul vicepreședinte. Facem atunci când vin? Da, da, da. Aș trimis câteva solicitări pentru societățile comerciale în legătură cu autorizația de funcționare. Apoi la dumneavoastră am vorbit. Domnul Luca a spus că în prima ședință de Consiliu Local să luăm discuții despre așa ceva. N-a fost domnul că au mai discutat la ședința asta sau la cealaltă? Dacă doriți, putem să discutăm, dar nu am un aia la altă. Adică să știm ce avem de făcut. Mai că s-a sfârșit luna, nu am o urmă dată când ne simt prezența. Vă mulțumesc, la revedere. Numărul raportului de la Curtea de Conturi, care de alțuași noastră s-a propus și ne-au dat ca măsură să toate acordurile de funcționare să fie cu începutul lunii ianuarie, începutul anului să nu mai fi cum... Anul care este, ianuarie, decembrie, da. Ei să fie... Acum, mulți dintre noastre au primit acord de funcționare timpul anului 2017 până la jumătatea anului 2018. Ar însemna că s-au plătit taxe, s-au plătit taxe de firmă, diverse alte taxe care mai plătesc diverse, în funcție de... În funcție de codul Caien. Acum, am înțeles că nemulțumirea era că, domnule, iar ne puneți pe timp. Sunt care au luat acordul în luna noiembrie, în luna decembrie. Asta însemna, nici cei de la Curtea de Conturi în raportul lor nu s-au specificat, domnule, în 1 ianuarie 2018 să renulească toate acordurile de funcționare. Parcă așa am văzut acolo. Se renulează, dar nu se plătim, domnule. Da, dar nu o să plătim. Deci eu vin, renoiesc la 1 ianuarie și plătesc numai de 3 luni care să vin. Să plătească la câteva luni. Păi, deci dacă e așa, să ziceam să vin. Notați, doamna secretară, acolo la discuții, propunerea domnului consilier. Eu am plătit în cazul să trebuie să-mi dea la face ce nu mai, ce să mai plătim? Ai agitat deja? De două ori? Păi da. M-am conformat, m-am dus și am... A fost frit de timp. Gata, dar așa cum am făcut. Noi un cetățean al comunei care stă de la începutul ședinței și care are o problemă. Da, nu-mi dați voie, m-ați întrerupt și nu mi-ați fost asta. Am văzut că ați terminat. Nu, m-ați văzut că ați terminat. Am crezut că am văzut așa, că am văzut că ați intervenit. În legătură cu problemele ridicate din domnul director al grupului școlar sau al liceului. Așa. De câte mi-amintesc eu, și cred că mi-amintesc bine, liceul a avut arondat o suprafață de teren. Unde? Dacă știi. Eu știam că este. De când știu eu n-a avut. Nu? O dată pe bani. Nu știu. De când știu eu n-a avut, de când am venit eu, e vorba cu terea să aibă liceul. Vă spun eu că a avut. Așa. Doi. Am văzut în materialele pe care le prezentați că aveți nevoie de niște bani și ar fi, din partea mea care lucrez în învățământ, ar fi o aiureală să nu fiu de acord cu dumneavoastră, că știu ce înseamnă școala, știu ce înseamnă dotarea unei școli și nevoile, deci elevilor și ale cadrelor didactice. Dar îmi pun și o altă problemă. Când se face ceva, să și gospodărește ca lumea, nu? S-au cheltuit bani cu solar sau ce-a fost ăla. A stat în picioare, nu s-a rezolvat nimic cu el. A stat ca solar.
Vă permite să vă întreb? Da, sigur. Bun. Referitor la solar. Da. Nu știu când s-au cheltuit, când a fost înființat, am preluat în mai, într-adevăr, solar. Dacă vreți, putem merge la garaj. Da. Am pozit în mai când l-am primit, da, în care nu se putea intra, deci doar deschideai ușile și atât. Între timp, noi cadre didactice am pus mână la mână, am luat o Dacia. Imediat. Așa. Am făcut curat lună în interior. Bun. Și am strâns peturi. Fiecare elev al liceului strânge peturi. De 2 litri, de 2 litri jumate. Toate sunt depozitate pe categorii și se taie. Deja au început la practică copiii să taie gâtul, să taie fundul de la pet, să le facă ca un fel de șindrilă, să acoperim din jur împrejur tot solar. Foarte bine. Ecologic, fără bani, fără să cumpăr, fără să mai cer altceva. Într-adevăr. Mă bucură ce am spus de dumneavoastră. Îi mai văd și vreau să le mai văd și înfăptuite. În altă ordine de idei, când faci ceva, deci asta, nu mai suntem ca pe timpul Luțete și când puteai să găsești punga pe drum și o lăsai acolo, că ți-ar frică. Să o iei. Suntem în vremurile noastre în care se spune că se fură și cloșca după ouă, știți? Cum ați așezat cuștile alea de iepuri acolo și în solarul ăla și le-ați lăsat? Am văzut că spuneți în material cu iepurașe că v-a fost furați. Păi, dar nu-i normal că erau ca și în drum aia. Puși acolo și așa. Numai când zicea, hai veniți și ne luați. Mai bine eu, da. Eu ați rămas, ați rămas. Deci, sincer, legat de iepuraș, nu aveam un sit depozităm. Doamna profesoară de veterinar a spus că în ore de practică să arate cum se fura și cum mănânc, că tot aveam câteva verze plantate în solar. Numai că nu i-a luat nimeni acasă să aibă și grijă de ei. Au fost lăsați. Acum, unde puteam să iau? Cel puțin pe timpul weekendului n-am un sit. Țin eu personal. Nu s-a oferit nimeni, au fost lăsați la un liceu. E vorba de doi iepuri. Da, bine, nu. Vorbim așa, în general, nu e vorba de patru bani sit. Vorbeați mai, sau cel puțin înainte de ședință, de achiziționarea unor camere de luat vedere. Nu zic că nu sunt necesare, că nu știu care este rolul lor, dar mi se par exagerat de multe. 30 parcă cerea. Nu. N-am cerut niciun număr la camere de la vedere. Am cerut doar calculatoare ca și număr. A, deci am făcut o confuzie între numărul de calculatoare cu numărul de... Da. Nu sunt multe. Nu sunt multe. Dacă 30... Nu sunt multe. Referitor la camere de la vedere, n-am cerut niciun număr. Încă e și adresa inspectoratului că vor ca să eliberăm pasnicul și adio ore de noapte, închiriat să-și aveți monitorizare video, reducere cheltuieli. Da. Iar restul lucrurilor sunt, într-adevăr, sunt lucruri care trebuie făcute. Gardul. Vorbim de gardul ăla de nu știu câți ani. Tot. Spunem, haide să-l rezolvăm într-un fel sau când eram eu la grădiniță, tot așa e. Ăla trebuie, într-adevăr, rezolvată problema asta, pentru că e urât, în primul rând, parcă nu e instituție de stat acolo, parcă e cu totul altceva. Și, în al doilea rând, siguranță. Da, aveți dreptate. Acum, dacă vrem să atragem la liceu, dar, și aici am un dar, că dădeați exemplu școlii generale. Școala generală l-a făcut cu oamenii ei. Deci ăsta e dar. Deci, cheltuielile care s-au făcut numai pe materialul în sine. Munca a fost a oamenilor. Și noi avem oameni care pot fi puși la dispoziție, dacă e nevoie, în timpul vacanței. Și sunt și cei de la ajutor social care pot să beneficieze, pot să meargă și ei cu munca lor. Și atunci se poate rezolva problema mai ieftin. Mult mai ridicat să nu. Da. Da, deci domnul Costea, putem trece la da. Da, da. Putem trece. Eu sunt invitat, am avut un invitat. Nu invitat. Referitor la gunoi. Vreau să spun că sâmbătă am trecut pe fântânele, în fund, domnul Viorel, vă știi că el s-a spus, noi la gunoi nu am a dus omul gunoi în dimineață, la un din toate mașină, și la ora 10 seara mă luază gunoi. Să vă răspund la situația asta. Frate, nu o veni la mine la primărie, la noi la primărie, a venit la mine la birou și l-am rugat să-mi fac o sesizare.
care, cum i-am zis, așa au plecat pe ușă. Vreau să vă spun, uitați, avizile de însoțire a deșeurilor care vin să le semnăm mereu și acum birou la mine. Nu le-am semnat din motivul ăsta. Pentru că am căutat să vină unii sesizarea, n-am dat de ea. El, cum i-am spus, așa a plecat. Dar nu le-am semnat. Nu când vin zis. Acum, nu, eu i-am zis, vorbiți cu fata de aici în față, secretarea mea, vă ajută să scrieți trei rânduri cu adresa și motivul care le aveți. Dânsul, cum i-am spus, așa a ieșit cu ușă și așa a fugit acasă. Vă spun că nu le-am semnat avizele în trecerea și nu le însemnează până nu vine direct la dânsul să vadă la poartă să ia cu noi. S-a fost niște țârna consolidatorii acum anul la dânsul. Și a fost de-a ridicat și de aceea s-a mut din altă parte. Unde? Pot să vă anunț că este interzis depozitarea deșeului de orice fel pe malul întreg țigla de tot deșeul de construcție. Deci vă spun așa, Apele Române, deci, ca să știți, tot fărâul ăla... Apele Române, dar bine, vedeam și scurgele care pleacă din casă. Ascultați-mă, nu știu ce vă transmit. Apele Române au în subordinea lor tot fărâul Fântânelii. Da. Ei, în care nouă ne-au făcut nenumărate adrese. Depinde de mai treaba asta. Nenumărate adrese, prin care să se ia gunoiul care se depozita de cetățenii, care nu le-au depozitat peste drum. Să se ia deșeurile, este interzis și noi avem măsură ca la fiecare cetățean care depozitează acolo să îi pune și să ia de acolo. Toți cei care aveți deșeuri de construcție sau altfel de deșeuri care, nu, în afară de voi, dragi, care puteți să-l faceți platformă, vă rog să mă anunțați personal că vă transmit eu unde se poate pune, că avem diverse locuri de astupat, care e păcat. Păcat. Dar de un pic mai costisitor pe deplasarea. Da, am să închid, păi puterea mult. Dacă aveți documente, puteți să închideți, dacă nu, nu vă sfătuiți. Și problema este că sunt dintre cei care au fost nu e, dacă sunt aia, să vină să facă sesizare, dacă ați faceți o sesizare. Au mai fost asemănătoare. Să-ți iau la jumătate de mandatul meu astăzi, la contenere și am avut asta. Nu din balcuță, nu din contenere, deci pot să vă... Deci aș vrea să vă fac un anunț, auziți, domnul consilier. Deci toate rapoartele de activitate pe 2017 trebuie depuse de fiecare consilier în parte la primărie. Dacă nu, ce? Până ce? Până la ce dată? Până la ce dată? Puteți să începeți să le... 2018. 2017. Ce ai făcut în 2017? Nu era până la sfârșitul martie. Sancțiunea care? Probleme, ce mai are? Vreau să vă spun că domnul de la Fântânele și domnul de la Băluștiu s-a făcut proiect pentru asfaltare drumul respectiv. Drumul este situația de licitație. Suntem la licitație. Durează că am aproximativ 4-5 de cei licitația. Acum mai avut și la... Sperăm în vară să se asfalteze Fântânele, Bălcuța, Fărțești, sus. Da. Și pe mine mă doare suflet, pentru că merg acolo și dau... Întrebarea dureroasă pentru mine, să zicem, pe cine favorizează mărirea artificială a suprafeței pășunate? Mărirea artificială? Da, pentru că sunt suprafeții trecute, am pe de sarcini de câte ori am participat la licitație, care nu există și cineva totuși beneficiază de suprafeții cele care nu există. Dar sunt pe cum vă înțeleg, mărirea artificială, la ce vă referiți? Păi, dar pe hârtie este. Una e scrisă și alta e... Una e scrisă cu alta e faptul. Și aia va fi scrisă. Nu confundați, ca să nu faptul. Eu mi-am scos via și am făcut antrosomat. Ascultați-mă un pic. Nu confundați suprafața, trupul de pășune care e concesionat cu suprafața de pășune care este eligibilă pentru apia. Suprafața eligibilă pentru apia este una. Trupul de pășuni care concesionați dumneavoastră este alt. Trup care nu a fost, nu este și nu va fi pășuni niciodată. Este, au ieșit și bocul și înainte de politică, și înainte de cea prea deci, noi avem acum făcut, chiar țin este atât finalizează. Avem cu cineva de la cadra de la să ne facă hărții pentru toate pășunii. Ei, amenajamentul pastoral. Acum sunt plinții hărții pe toate pășunii.
Eu ideea mai că am vrut să facem și problemă ședința de Consiliu. Dacă ați urmărit la viață, să vă exact cum o prindă cu comuna Pomorod și pe Brașov. Când am venit, veneau și măsoare. Nu era nici vădat. Aici sunt cam în jur la 500. Tocmai de asta vă spun. Noi, chiar din tipul domnului Costa, când a fost primar, au făcut un contract cu o firmă pentru amenajamentul pastoral, nu? De pe timpul noastră. El e aproape finalizat. Sperăm că acum, când urmează noua licitație, luna viitoare, putem să facem tot un an, cum a făcut anul trecut, ca a spus să piardă subvențiile, dar noi de aia l-am mai mânat un pic, am vrut să-l băgăm chiar în ședința asta. Nu, nu. El din grădință, la dumneavoastră e altă situație. O să ajungem și la dumneavoastră. Ați venit pășunii conform a diferenței care ați avut-o de la locul. Ce face dumneavoastră? Cum se face? Deci, după cum observăm, așadar, de fapt, și știți ce a zis, pentru restul problemelor, o să vedeți la audiență la domnul.